Eu sunt Edi și bine ați venit la primul, adică nu primul, un simplu episod în care nu știu cum să ne pun semnul de tichisel. Niște amărul. Cred că e alături de George. Zici tu ceva? Salut! Și suntem pe un server super, super tratare. Cam, nu știu, ori să vă las server, să nu vi las. Nu mai gândesc eu. Ok. Cam asta e casa mea. Aici am foarte multe chesturi pe aici, am foarte multe diamante, după cum ați văzut, și am mult diamond. Ai timp de diamond. Și un diamond care nu e deloc început, de foarte țin. Dar cum vine asta? Nu am încercat. Ok. Cam asta e. O să vedem noi acum. O, ce bun te-am făcut. Și pe creativ. Dacă vă întrebați ce e asta, e un mic update. Deci, acum ce mi-a adus aminte prietenul meu, George, de un hack super tare care îl foloseam numai din pești servere. Mai știi ce? Ăsta, modusul. M-am gândit să înțeleg așa rapid și să vă fac o mică prezentare. Ce e modusul? Modusul e un program care poți să faci orice, de exemplu, fiți atenți. Auto egg, auto fish, bow iron boot, știți voi, adică se duce săgeata singură. Dei, adică vezi săgeata, e super, super tare. Și alta, și dacă apăs pix, ce se întâmplă? Hai să-l omor. Dacă apăs pix, pac! X-ray, man, X-ray. Uite, mări, rele. Și o să vă arăt cât de tare este, arătându-vă... Arătând cum vreți să știu de-aia, mă. Știi ce-i foarte mult lag, nu să de ce. Ok, pac, 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 pac. Ok, și am luat asta. Un server tare. Ai mai zis asta. Da, dar nu știu ce să zic. Ok, de ce am gălețile alea cu apă? Păi tocmai ce mă gândeam să fac... să fac un... un fel de spawn mob, folosind un spawner normal care l-am găsit. Să vedem. Deci am zis că mergem niște... Ah! Uite un spawner aici! Ah, asta nu vreau. Da, ceva, băi. Stai, tiny, tiny, the four, fox, char. Ok, hai să vedem. Să strucem spawner, vă să tot rahat. Tu? Știi că vei casă. Ce să mai spun despre nodus? E ceva super tare, dacă vreți un tutorial sau ceva cum se folosește, să ne spuneți, că acum nu prea alegi să vă zic cum se folosește. Eu! Ce, vrei tu unul? Nu pune? E bun! Ok, pe aceea lasă-mi un comentariu și dă like. Ok, dar sigur voi face unul dacă zic mai mult de două persoane. Da, minim trei. Că îmi place foarte mult acest hack și chiar vreau să vă împărtășesc și vouă. Face și ce vreau. Mică prezentare, iată-ți dacă apă sprint. Deci, instantaneu s-a făcut ecran de speed screen. Super tare, iată-ți și chestia aia de parcă aș alerga în secunda asta. Fuck. Ok. Mai este... Ok, oprim asta, nu poate prinde. Oh, fucker. Au, aici cu acea schelet, frate! Și George joacă pe același server. Mai este asta, autotool, e o chestie super tare, gen, uite, de exemplu, îți schimbă singur târnăcopul sau uite de care ai nevoie, de exemplu, uite, dau cu sabia în această bucată, automat mi-a venit târnăcopul, dau cu bucata în acest, bine, stai un pic să-mi pun, dar am topor la mine acum, trebuie să ai neapărat itemul în bară de jos. Așa, ce mai e? Nu, că ăsta, nu știu, singur, când ești atacat de cineva, explodează ca și cum ar fi un autoprotector. Adică nu-ți dă scoate nimic, dar este foarte vizibil. Chest finder, adică uitați, se fac vers toate chesturile și... F2 s-a apăsat. Stai, F1. F2. Trebuia să fac o poză. Ok. Și o să mergem la chestul ăsta, de exemplu, nu știu dacă am luat sau nu. Dar e luat. Că mă mai primat pe cealaltă. Ok,
că nu, gata, m-am hotărât. Am o chestie de făcut, așa că nu va mai dura prea mult episodul ăsta, deci să nu spun chiar episod, să spunem cum să vă umblați în not, ceva gen, anything. Hai mă, de ceva! Ah, ce lagă. Mi se instalează un joc numit Conviction care o să fac o serie super tare. Un joc meu preferat. Jocul meu preferat ever. Și aici enable mods, modurile care sunt făcute. Water walking, te poți merge pe apă. Spider, ăsta e unul din modurile mele preferate. De exemplu, ești păianjă în efectiv, poți să mergi pe pereți. Deci autos, cât de... Da, pe serverul ăsta nu o să explodezi din creeperi. Ok, deci e prea super. A, să vă arăt. Warp freedom. Dar mi-e frică să mă prind în drumul. Și ia uitați cum mă cațăr pe... Spune-mi că ne alargă în zon. Ia uitați cum mă cațăr pe toate astea. E super tare, parcă aș fără ea să se înscrie. Deci e exact la fel. Puteți intra prin mini căsuri de alea, nu știu cum să spun, să ia... Fiți atenți, că vă arăt acum. În fine, nu cred că poți decât să te cațeri. Ok, ce mai este? Poți ai day și se face day. Bine. Doar noi vedem de ei, ca ceilalți nu. E așa... Wow, templu furat! Fly, ca să vrei să zbori, auto-walking, merge singur, efectiv merge singur, atenție. Ai, prește-te! Am găsit un templu. Da? Dă-mi tepe. Golit. Aha. Fast place, adică pune singur. Fast break, sparge singur, bine, nu vreau să-l încerc acum, că cine știe. Mergi pe single player, perfect. Weather, modifici vremea, efectiv, modifici ponța asta, nu știu, n-am testat-o. Wallhack, cred că e ceva în gen X-Ray. Tracers, habar n-am, timer, nu știu. With notification, no, no render, nu știu, asta e ca să ai, ca și cum mai avea întotdeauna toți să lângă tine. SCP, nu știu ce părere cu asta. Day, știi, v-am arătat, acest finder, v-am arătat, key finder este ca să vedeți ceva gen X-Ray, numai că vede fiecare... Vede fiecare cave. Ok, cum să mă prim? No swim ca să nu te prinzi de pânză. Autofish ca să prinzi totdeauna pește. O să vă și fac o demonstrație. Home, home. Ok. O să luăm niște pânză. Și avem nevoie și de niște... Avem nevoie de bețe. Ok, o să venim aici. Ok, facem așa o undiță. Folosesc textă pe pure, nu știu cum. Red craft back. Acum luăm asta. Hai să facem zonul ăsta. Ok. Pornim autofish. Și acum asta. Acum, uite, deja prindem. Ce ai făcut o pot? Așteptăm. Anything, v-ați prins voi. Acum, ce cu egg ăsta, auto egg, dacă aș avea un nou șartă, exact la fel, adică merge singur ou, auto fish, hai să-l scoatem. Bă, ai bot, în caz că, deci trage exact la fel unde îi trebuie, click ai bot, adică se duce click-ul unde vrei. Force field pentru apărare, mult mai bună. Auto sign, nu știu ce cu ăsta, auto tool, chestia care schimbă singur. Itemele, auto mine, ca să mine singur, nu știu, l-am testat-o. A, ba da, dă singur, uitați. What the? Deci, automat, dacă vă puneți un trăcop în mână, face singur. Bine, văd că și cu asta face. Deci, automat, îl scoate în fast break, habaran și cu asta, build, construiește singur, dar nu, nu vreau să testez. Aici e unde sunteți, în sud, în nord, așa. World, player, top guy. Aici client manager, aici sunt toate opțiunile, X-ray, click, tab editor, bin, apoi mai puteți să dați U și să vă scrieți o comandă, gen, I don't know, go, dar asta că nu există, adică, uite, de exemplu, yeah, chat, cut, clear, și a găsit un bilig. E ca și cum ai avea, Adică un zat. Ia. OP. Protecție. Deci, e ca și cum avea...
vizualizează. Ok, cam asta a fost și pentru astăzi. Mulțumesc că m-am vizualizat. Eu am fost Edi, el a fost George. Și mi-e prea dramatic ca să termin aici. Așa că să vedem... A, să pun Spider-Man. Deci mie, asta când o tăpă la tine. Yay, morcovi! A, super tare, n-a fost Lana? Păi hai, dă-i încoace ca să-i pun ce asta. A, și Radu acolo jos. Îmi dat pe A, Decker Boy. Gata, mi-am dat. Yeti! Dă-mi repede, că mor! Ok, acum dă-i încoace toate itemele. Nu. De ce? Că vreau și eu să am morcovi. Păi da, dă-mi jumătate măcar. Bine. Oricum o să trăim în aceeași casă, să nu te mai spui atâta. Nu mai da nic. Stai. Oricum o să trăim în aceeași casă. Nu, cu A. Vrei să-ți dau? Dai, dai, eu dat, doamne. Și din cât sunt ăștia? Din 40? Da, crezi că-s 40. Sunt mulți. Câți? Yeti! Yeti! Nici un cartof, că bune. Aperi, bă. Păi nici un cartof nou. Vezi că e un chest aici, l-ai luat? Da, numai că nu era nimic, adicât niște beții și cam atâta. Da, ha, vă zic ce era. Beții și semințe. N-are o cuminții. Pentru că l-a luat. Si inventory. Gata. Edi, mai filmezi? Da. Ok, cam atâta a fost pentru astăzi. Mulțumesc că am vizualizat. Like, subscribe, share. Și tu sper să nu-mi dă nimeni bani că am făcut video-ul ăsta și m-a prins un Norus. Ei, nu știu acum că sunt ceva, doar că ușurează mânca și mi-era tare doar de vremurile apuse. Pa!